și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Evenimentul care ne adună în dimineața aceasta în casa de rugăciune este un eveniment deosebit, o sărbătoare a lui Dumnezeu să avem dimineața aceasta în mijlocul nostru. Și cu bucurie cred că Tatăl din Cer s-a gândit la fiecare dintre noi, chemându-ne să fim părtași la această sărbătoare. Binecuvântat să fie Domnul! Înainte de a vorbi din textul care a fost citit în dimineața aceasta, un text fără îndoială profund, bogat, plin de învățătură pentru noi, aș vrea să mă îngăduiți să fac o precizare. Fără să fi avut o înțelegere prealabilă cu frații care au fost la ora de rugăciune, am fost surprins, plăcut să văd că au ales să citească Psalmul 40, ale cărui cuvinte au fost recitite parțial și introduse în Evrei, capitolul 10, în pasajul pe care l-am citit. Nu cred că este o simplă coincidență lucrul acesta, ci cred că Tatăl, care este în controlul tuturor lucrurilor, așa a găsit El cu cale. Dar aș vrea să vă spun că atunci când au fost citite cuvintele acestui psalm, am dat peste un verset care pentru mine a fost ca un fel de răspuns din partea lui Dumnezeu, un verset care mă definește foarte, foarte clar pe mine însumi, în situația prin care trec în vremea aceasta. Și acel cuvânt, am să vă spun deschis, că era versetul 12 din Psalmul 40. Căcerele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Mă nu știu dacă David avea păr mai des decât am eu, dar cred că adevărul acesta spus de el mi se potrivește și mie. Pentru că în ultima vreme vă mărturisesc că m-am frământat cu foarte multe gânduri, cu foarte multe probleme și numai soția mea știe și Bunul Dumnezeu de câte ori mi s-a muiat inima în ultima vreme. De câte ori m-am simțit cuprins de o profundă și răvășitoare întristare. M-am întrebat, Doamne, oare de ce așa? Ce să mai înțeleg din toate lucrurile acestea? Și din afara bisericii și din interiorul ei. Și când zic biserică, nu mă refer la biserica locală strict, ci mă refer la biserica Domnului în general. Întrebări și frământări fără capăt, fără răspuns. Și de multe ori, în ultima vreme, am fost foarte, foarte marcat și foarte întristat. În locul în care mă găseam aseară, am deschis cuvântul Domnului și am dat peste acel pasaj care descrie momentul Ghețimani în viața Domnului Iisus. Și am ajuns la cuvântul acela care l-a spus Domnul Iisus celor trei apostoli pe care i-a chemat să fie mai aproape de El în momentul acelea. Și le-a spus, vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Sufletul meu, spunea Domnul Iisus, este cuprins de o întristare de moarte. M-am gândit cât de adâncă poate să fie experiența aceasta a întristării inimii. Și am zis, Doamne, eu n-am ajuns chiar până acolo, dar Tu ai trecut și pe acolo, pentru ca pe noi să ne înțelegi mai bine și să ne poți ajuta mai bine la vreme de nevoi. Binecuvântat să fie Domnul! Cuvântul din dimineața aceasta vorbește despre jertfă. Mă gândisem la început să citesc doar primele 14 versete și am constatat că în primele 14 versete cuvântul jertfă este menționat de 9 ori. Dar pe lângă cuvântul jertfă mai apare și prinos, mai apare și expresia sau sintagma arder de tot, care se referă tot la jertfă. Și am înțeles că ideea principală a acestui capitol 10 este
jertfa Domnului Iisus, superioritatea jertfei Domnului Iisus față de toate jertfele care au fost aduse în vechime, în vremea Vechiului Testament, prin oamenii rânduiți pentru aceasta, prin preoții care slujeau mai întâi la cortul întâlnirii și apoi la templu. De fapt, cercetătorii Scripturilor spun că epistola către evrei proclamă suveranitatea sau superioritatea Domnului Iisus mai întâi în raport cu profeții Vechiului Testament. Chiar așa și începe epistola aceasta, după ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe rânduri și în multe feluri prin proroci. Autorul epistolei către evrei spune că la sfârșitul acestor zile Dumnezeu a găsit cu cale să ne facă o favoare deosebită, o onoare deosebită să ni se adreseze prin Fiul Său, cel mai deosebit mesager al lui Dumnezeu care a vorbit pe pământul acesta din partea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Fără îndoială că cititorii inițiale acestei epistole, credincioși provenind din neamul evreu, erau familiari cu profeții Vechiului Testament. Și chiar dacă părinții lor, strămoșii lor, n-au avut o considerație deosebită pentru profeții prin care Dumnezeu le-a vorbit, și atunci când erau profeții printre ei și erau în viață, i-au prigonit și pe mulți i-au omorât, după ce au devenit istorie, profeții aceștia au ajuns să fie apreciați. Generațiile următoare de evrei au vorbit cu respect față de profeții din vechime. Apoi, autorul epistolei către evrei, Apostolul Pavel, zic eu, și cred că am motive să spun așa, vorbește despre superioritatea Domnului Iisus în raport cu îngerii. Pentru că îngerii, aceste ființe față de care noi avem oarecare teamă, pentru că nu le percepem prezența și știm că au putere mult mai mare decât puterea noastră, față de îngerii aceștia, autorul epistolei către evrei spune că Domnul Iisus este mult mai presus. Căci îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească diferite lucrări în folosul celor chemați să moștenească viața veșnică. Am citit cumva o carte care se intitula Înger la datorie. Cred că era prin anii 92-93 și pentru că mi-a fost pus la îndemână pentru un timp foarte, foarte scurt, am citit-o în fugă și nu mai țin foarte bine minte multe lucruri de acolo. Dar se vorbea despre rolul îngerilor de a interveni în folosul oamenilor lui Dumnezeu în diferite probleme, în diferite situații prin care ei trec în viața aceasta. Însă, spre deosebire de îngeri care sunt duhuri slujitoare, Iisus este Fiul, este mult superior lor. Apoi, autorul epistolei către evrei proclamă în continuare superioritatea Domnului Iisus în raport cu Moise. Vedeți dumneavoastră, Moise, deși atunci când era în fruntea poporului, a fost câteodată bârfit, câteodată chiar au vrut evreii să arunce cu pietre asupra lui, să-l omoare și să se întoarcă în Egipt, în robie. Însă după ce și-a încetat viața și slujirea pe pământ, și Moise a devenit un personaj deosebit în istoria poporului evreu. L-au recunoscut ca un personaj deosebit. Și au avut o considerație deosebită față de Moise generațiile următoare. Și astăzi, ei au o considerație deosebită față de Moise. Dar autorul epistolei către evrei, adresându-se unor credincioși de naționalitate evreiască, le spune limpede și clar că Iisus este mult superior lui Moise. Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu ca slugă. Dar Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este credincios ca Fiul. El este stăpân în casa lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Un alt personaj deosebit pentru care evrei aveau considerație era Marele Preot. Deși adevărul este că de-a lungul istoriei o grămadă de mari preoți care s-au perindat pe la templu n-au fost la înălțimea chemării lor. Dar totuși, în virtutea poziției pe care o aveau,
Ei s-au bucurat de o anumită cinstire din partea poporului. Și acum Pavel vine și spune, noi avem un mare preot mult deosebit, superior, era să zic mai superior, dar în limba română mai superior nu sună bine, din punct de vedere gramatical. Și acum, după ce vorbește despre superioritatea Domnului Iisus în raport cu toate aceste personalități despre care am vorbit, autorul epistolei către evrei vorbește despre jertfa Domnului Iisus pe care o prezintă ca fiind superioară tuturor jertfelor care au fost aduse în vremea Vechiului Testament după rânduială dumnezeiască. Pentru că cititorii inițiali ai acestei epistole proveneau dintre evrei. Ei erau familiari cu slujirea preoției, erau familiari cu jertfele, cu modul lor de a fi aduse și oferite lui Dumnezeu. Însă pentru cititorul din vremea de astăzi, lucrurile stau puțin diferit. De aceea să văd că n-ar fi o pierdere de vreme dacă, foarte pe scurt, am face puțin incursiune în sistemul jertfelor Vechiului Testament. Pentru că apoi, după ce vom vedea ce trebuiau să fie ele și cum trebuiau să fie aduse, să trecem să vorbim despre jertfa superioară, jertfa supremă, aceea adusă de Domnul Iisus, a cărui nume este binecuvântat în veci. Primele jertfe consemnate în Scriptură ca fiind aduse de oameni lui Dumnezeu, le găsim în Genesa, capitolul 4. Unii cercetători ai Scripturilor vorbesc și despre momentul acela când, în Eden, Dumnezeu îi trage la socoteală pe Adam și pe Eva, erau în fața lui Dumnezeu și erau îmbrăcați în haine cusute din frunze de smochin. Și hainele acelea erau nepotrivite pentru ei. Și atunci Dumnezeu, după ce i-a judecat și a rostit în dreptul lor pedeapsa pentru neascultarea lor, scrie cuvântul lui Dumnezeu în Genesa 3, că Dumnezeu a găsit cu cale să îi îmbrace el însuși cu niște haine făcute din piei de animale. Pentru aceasta, Dumnezeu a trebuit să sacrifice cel puțin două animale ca să-i poată îmbrăca pe cei doi. Și mulți teologi, cercetători ai Scripturilor, oameni mai înțelepți decât mine, consideră că acolo avem o primă prefigurare a jertfei Domnului Iisus. Că pentru a fi îmbrăcați oamenii aceia, ca să nu li se vadă goliciunea, Dumnezeu a trebuit să lovească un animal, să-l jertfească și s-a vărsat acolo sânge. Dar nu despre jertfa aceasta aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta, ci despre primele jertfe pe care oamenii le-au oferit lui Dumnezeu. Și în capitolul 4 din Genesa ni se vorbește despre cei doi frați, Cain și Abel, care au adus fiecare câte o jertfă lui Dumnezeu. Jertfele acestea aduse de cei doi frați au constituit subiectul multor dezbateri teologice și a multor predici. Mai întâi a fost Cain acela care a hotărât să aducă Domnului o jertfă și a luat din roadele câmpului, pentru că el era pulgar. Le-a oferit Domnului ca o jertfă de mâncare. Poate că nu multă vreme după aceea, Abel, care era un păstor, a luat din oile întâi născute ale turmei sale și a adus și el o jertfă Domnului Iisus. A adus și el o jertfă Domnului, iertați-mă. Și găsim scris că Domnul Dumnezeu a privit spre Abel și spre jertfa lui cu plăcere. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Mulți au interpretat lucrul acesta ca fiind explicarea faptului că din jertfa lui Cain lipsea sângele. Că o jertfă care trebuia adusă lui Dumnezeu trebuia să fie însoțită întotdeauna de sânge. Este drept că stă scris în epistola către evrei că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Dar jertfele celor doi nu erau aduse în scopul obținerii vreunei iertări. Erau niște jertfe, niște oferte, niște daruri pe care ei voiau să le aducă lui Dumnezeu. Și sunt așa de greu de pătruns cuvintele pe care Dumnezeu îi le spune lui Cain în contextul acela. Dacă faci bine, bine vei fi primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. În cuvintele acestea se găsește ascunsă explicația faptului că Dumnezeu a privit bine spre jertfa lui Abel,
dar n-a privit cu aceeași plăcere spre jertfa lui Cain. Însă cuvintele acestea nu sunt chiar simple de interpretat. Eu le-am înțeles mai întâi de toate ca fiind cam așa. Cain, înainte de a veni tu cu jertfa ta înaintea mea, eu m-am uitat la viața ta. M-am uitat la faptele tale și drept este că viața lui Cain, și de după momentul acesta, s-a dovedit a fi o viață de om care e răzvrătit, care calcă poruncile și rânduielile lui Dumnezeu. Un om a plecat spre rău, gata să facă rău, să ridice mâna chiar asupra fratelui său. Însă, în același timp, eu trebuie să admit că aceste cuvinte rostite de Dumnezeu pentru Cain pot să fie interpretate și altfel. Ca și cum Dumnezeu i-ar fi putut spune lui Cain, v-am învățat cândva cum să aduceți o jertfă. Abel, fratele tău, a adus-o bine. A făcut bine ce a făcut. Tu nu ai făcut bine ce ai făcut. Însă, dincolo de toate, rămâne problema atitudinii închinătorului înaintea lui Dumnezeu. O altă jertfă pe care aș vrea să o amintesc, poate cea mai uimitoare, cea mai surprinzătoare din vremea Vechiului Testament, Genesa 22. Când Avram, acest bărbat al credinței, tatăl credincioșilor, a fost chemat de Dumnezeu să vină într-o țară, într-o anumită zonă geografică și să urce pe un anumit munte pe care Dumnezeu urma să-i arate și acolo să-l aducă ardere de tot pe fiul său. Omul acesta care până în momentele acestea a adus foarte multe jertfe lui Dumnezeu, pe unde a făcut popas cu turmele sale, el primul lucru pe care l-a făcut a înălțat un altar, a chemat numele Domnului, iar pe altar a așezat ceva. Știți de unde știu că el întotdeauna pe altar a așezat ceva? Din faptul că atunci când urca cu fiul său pe muntele Moria, fiul său știa că trebuie să pună ceva pe altarul pe care îl vor înălța pe munte. Și fiul său s-a tot uitat și a văzut că au celelalte lucruri de care aveau nevoie, dar era ceva esențial care lipsea. Și atunci a dat glas întrebării, frământării din inima lui și l-a întrebat pe tatăl său, tată, iată, avem lemnele și focul. Pietre, probabil că vor fi pe munte destule să facem un altar. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Și tânărul acesta, nu știm precis ce vârstă va fi avut, dar a văzut că tatăl său, bărbat al credinței, un om care are o relație permanentă, bună cu Dumnezeu, întotdeauna a pus pe altar un miel și a întrebat, unde este mielul pentru arderea de tot? Uimitoare cuvinte a răspuns acest bărbat al lui Dumnezeu la întrebarea aceasta care i-a răscolit inima. El știa că, mergând pe munte în sus, se duce să depună o jertfă care pe el, ca tată, îl durea foarte mult. Dar avea încredere în Dumnezeu și i-a spus, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Așa a fost? Așa a fost pentru că Dumnezeu însuși a purtat de grijă, binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să mai spun că până la darea jertfelor prin legea de pe Sinai, jertfele pe care oamenii le-au oferit Domnului au fost jertfe de bunăvoie. Au fost niște daruri prin care oamenii au căutat să-și exprime recunoștința față de Dumnezeu. Au căutat să-și exprime mulțumirea față de Dumnezeu sau au căutat să obțină bunăvoința lui Dumnezeu în diferite momente ale vieții lor. Dar atunci când Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt, din țara robiei, când au ajuns la Sinai, Dumnezeu le-a dat prin Moise legea. Și mare parte din legile pe care Dumnezeu le-a cuprins în ceea ce noi numim generic legea, aveau de-a face cu jertfele. Și a învățat Dumnezeu pe cei din poporul său ca să se apropie de el cu jertfe. Prima jertfă despre care am putea vorbi din lege este cea despre care se vorbește, cred, în Exod 29. O să caut referința mai precis, ca să nu dau greș. Era jertfa necurmată. Evreului i se cerea ca să închine lui Dumnezeu în fiecare zi doi miei. Unul trebuia închinat dimineața, jertfii dimineața,
iar altul trebuia jertfit seara. Într-un anume loc și Dumnezeu spune că trebuia să fie adusă jertfa asta, pentru că la ușa cortului întâlnirii, el avea să se întâlnească cu poporul său și de acolo avea să-i vorbească. Și poporul Dumnezeu trebuia să vadă prin această jertfă pe care Dumnezeu o cerea de la ei, jertfa necurmată, că întâlnirea omului cu Dumnezeu trebuia mediată cu o jertfă. Că trebuia să existe, să fie adusă acolo o jertfă pentru ca Dumnezeul Preasfânt să se poată întâlni cu omul păcătos. Nu ne-ar ajunge timpul să vorbim despre toate jertfele cuprinse în cartea Levitic, dar acolo se arată foarte limpede și foarte clar că atunci când omul din poporul lui Dumnezeu era conștient că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, trebuia să aducă o jertfă pentru vina sa, trebuia să caute, să obțină iertarea lui Dumnezeu. Și ideea centrală a sistemului jertfelor Vechiului Testament era aceasta. Păcatul aduce moarte. Un păcat, o jertfă. Un păcat, o jertfă. Și evreii multă vreme s-au ținut de sistemul acesta. Au adus jertfe lui Dumnezeu, la un moment dat au adus foarte multe. Dar a venit o vreme în care semnificația acestei întâlniri dintre omul păcătos și Dumnezeul Sfânt pe temeiul unei jertfe a ajuns să fie schimbat, denaturat de către omul păcătos. Și au ajuns oamenii să privească jertfele ca pe un fel de tranzacție între ei și Dumnezeu. De bună oară în Psalmul 50, dacă veți citi, prin psalmistul Asaf, un bărbat extraordinar, un om duhovnicesc care a trăit în vremea lui David, Dumnezeu își mustră poporul și spune: am eu nevoie oare de jertfele voastre? Oare pentru mine mi le aduceți voi? Eu depind oare eu de jertfele voastre? Dumnezeu le spune: cunosc toate păsările de pe munți, tot ce miște pe fața pământului este al meu. Oare beau eu sângele țapilor? Oare mănânc eu carnea jertfelor voastre? Nici vorbă! Nu cumva să vă lăsați conduși în gândirea voastră că aducând aceste jertfe, mie îmi faceți o plăcere sau eu am trebuință de ele. A venit apoi o vreme când prin profetul Isaia Dumnezeu spunea poporului său: destul, nu mai vreau jertfele voastre. Capitolul 1, versetele 10 la 15 e un cuvânt atât de greu încât mie mi-ar fi greu să-l citesc de la amvonul bisericii, deși l-am citit de multe ori în particular. Dumnezeu le spune evreilor: nu mai vreau jertfe de la voi. Le-am cerut, am vrut să învățați ceva din ele, dar văd că n-ați învățat nimic. Nu mai vreau să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, spunea Dumnezeu. Voi când vă apropiați de mine și mi-aduceți jertfele voastre, mă uit la mâinile voastre și cum le văd, nu sunt pe placul meu și nu mă mai pot uita la jertfele voastre. Și Dumnezeu le spune evreilor: încetați să mai faceți răul, îndepărtați păcatul, veniți să ne judecăm. Sunt dispus să vă iert de toate lucrurile acestea. Acum, sigur că s-ar pune întrebarea: Doamne, dar jertfele nu erau necesare pentru păcat? Oare de ce aici ești supărat că vezi și jertfe și păcat, și jertfe și păcat? Problema era alta. Problema era că evreul păcătuia și aducea jertfa, dar o ducea fără să-i pară rău pentru păcatul pe care l-a săvârșit. Și era sărbătoare în loc să fie lacrimă de pocăință. Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care nu se schimbă. Standardele Lui nu se schimbă. De a ține lumea încă 2000 de ani de aici înainte, standardele Lui Dumnezeu rămân standardele Lui Dumnezeu și ele nu se adaptează. N-are Dumnezeu un set de reguli și de cerințe pentru credincioșii din România și un altul pentru credincioșii din Statele Unite. Unul pentru cei din Africa și altul pentru cei din Canada. Standardele lui Dumnezeu sunt aceleași, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu se schimbă, binecuvântat să fie numele Lui. Au ajuns evreii în vremea aceea să creadă că aducerea jertfelor este un fel de tranzacție între ei și Dumnezeu. Uite, îți dau o oaie și tu în loc închizi ochii peste păcatul meu, peste fără de legea mea, peste nelegirea mea,
Și Dumnezeu zice, nu așa am vrut să fie lucrurile. Voi le-ați schimbat, altfel trebuiau să fie, voi le-ați schimbat. Citește apoi, ca să trec fugitiv, în cartea profetului Maleahi. Dumnezeu stă de vorbă cu poporul său trecusele câteva sute de ani în vremea lui Isaia. Și prin Maleahi Dumnezeu își mustră iarăși poporul. Aduceau jertfe, dar se uitau și ziceau, nu o să o dau pe cea mai bună. Pe cea mai bună oaie din turmă, cum aș putea să o dau pe asta? Uite, o dau pe asta că e șchioapă și așa nu o să-mi fie de folos. Și Dumnezeu își întreba poporul, dacă i-ai oferit dregătorului tău oaie aceasta șchioapă, oare te-ar lua el în seamă? Și Dumnezeu în cartea profetului Maleahi vorbește aspru, foarte aspru, la adresa poporului său, spunând ceva dur despre cei care aveau în turma lor o vită bună, sănătoasă, dar ofereau lui Dumnezeu în loc o altă bolnavă. Și pe omul care făcea lucrul acesta, Dumnezeu îl numea înșelător. Poate că era omul care ducea cele mai multe jertfe, dar nu le aducea pe cele mai bune. Și Dumnezeu zice, omul ăla e înșelător. Însă, revenind la textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel că jertfele Vechiului Testament aveau dincolo de toate o altă deficiență. Ele nu puteau să facă pe nimeni desăvârșit. Din cauza acestei deficiențe, ele trebuiau să fie repetate mereu și mereu. Atunci se pune întrebarea, citind cuvintele acestea, dacă nu puteau să ducă pe nimeni la starea de desăvârșire, de ce le-a mai cerut? De ce a cerut Dumnezeu poporul evreu să aducă niște jertfe care nu erau eficiente, nu își atingeau scopul, nu-i așa? Te poți întreba. Mai întâi de toate, jertfele acestea, chiar dacă nu puteau să pună pe nimeni într-o stare de desăvârșire, ele puteau totuși să facă ceva. Știți ce făceau jertfele acestea? Mai întâi de toate, jertfele acestea aduceau aminte poporului Dumnezeu cât de gravă este problema păcatului. Trebuiau să păstreze jertfele acestea prin repetarea lor neîntreruptă. Trebuiau să păstreze în amintirea, în cugetul poporului lui Dumnezeu, adevărul acesta, că păcatul este o problemă gravă între om și Dumnezeu. Noi avem obiceiul ca auzim de multe ori aceleași lucruri, să devenim așa de familiari cu ele încât să nu ne mai impresioneze, să nu ne mai afecteze. Mi se pare că nu mai sunt atât de grave. Când de bună oară la întâlniri la nivel înalt vine un lider cu o idee ciudată, toți sar în sus, nu se poate, cum așa, nu? Și ideea lui nu este acceptată. Peste un an, la o a doua întâlnire, dacă ideea aceea este pusă din nou în discuție, nu mai sta toți în sus, sau numai jumătate din ei în sus. Și dacă nici la a doua întâlnire de felul acesta, ideea respectivă n-a fost adoptată, la a treia întâlnire ea devine deja adoptată, pentru că este așa o lege scrisă parcă în ființa noastră omenească de a ne obișnui cu lucrurile ciudate și la un moment dat ajung de nu ni se mai par ciudate. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Jertfele Vechiului Testament trebuiau să păstreze în conștiința poporului Dumnezeu vie ideea că pentru păcat se moare. Că păcatul este o problemă gravă. Și mă uit astăzi prin biserici că oamenii nu se mai tem de păcate. Ca în vremea lui Isaia, vezi de multe ori, oameni și bărbați și femei care trăiesc în neorânduială și apoi vin și se închină înaintea lui Dumnezeu și vai ce mare bucurie afișează ei pe diferite platforme și își pun filmările, apoi să le vadă și alții. Frații mei, vreau să vă spun un lucru. Avem de-a face cu Dumnezeu drept și sfânt. Dacă a cerut sfințenie de la poporul învechime, cere sfințenie și de la noi. Marea noastră fericire este că nouă ne-a fost pusă la îndemână o jertfă care poate să facă ceea ce nu puteau să facă toate jertfele Vechiului Testament luate la un loc.
cele mai frumoase animale din turmele evreilor. Mii, milioane de ar fi fost puse la oaltă. Nu puteau toate la oaltă să facă pentru un om ceea ce poate să facă jertfa Domnului Iisus. Pentru că în două rânduri, în acest capitol 10 din Evrei, stă scris că jertfele acelea n-aveau puterea să facă pe cineva desăvârșit. Dar jertfa Domnului Iisus, jertfa lui Dar. Ea ne poate așeza într-o stare după voia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să subliniez încă un lucru. Jertfa Domnului Iisus poate să acționeze și asupra lăuntrului nostru, a cugetului nostru. Jertfele, milioanele de jertfe din Vechiul Testament n-aveau niciun efect asupra cugetului omului în sensul de a-l curăți, de a-l așeza pe omul acela într-o stare de desăvârșire cerută de Dumnezeu. Jertfele acelea nu puteau. Dar jertfa Domnului Iisus, ea poate să ne curățească. Și cât de minunat este faptul că atunci când îți dai seama că ai greșit, că te-ai făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu, ai oportunitatea să stai înaintea lui Dumnezeu, fie în biserică, fie poate la locul tău de muncă, într-un colțișor mai liniștit, fie în odaia ta de culcare, să te pleci pe genunchi, să-ți îndrepti inima și glasul cu căință spre Dumnezeu, să-i ceri iertare. Prin jertfa Domnului Iisus a dus odată pentru totdeauna să capeți iertarea aceasta și curățirea cugetului. Aș vrea să vă spun, curățirea cugetului este o lucrare extraordinară. Numai jertfa Domnului Iisus ne poate curăți cugetele noastre de orice gândire rea sau nepotrivită. Înțeleptul din vechime a spus că omul care își ascunde fără de legea nu propășește. Dar omul care își mărturisește și se lasă de ea, capătă iertare. Aș vrea să vă spun, semnele caracteristice ale omului cu cugetul curat sunt nu numai faptul că omul acela nu păcătuiește. Omul acela se și teme în gând să se gândească la păcat. Se și teme, se îngrozește la gândul că ar putea vreodată să-L întristeze pe Dumnezeu. Să vă dau un exemplu. Dacă eu am cugetul curat, dacă dumneata ai cugetul curat, pe noi ne va îngrozi până și gândul că s-ar putea vreodată un cuvânt rostit la adresa fratelui nostru să-l mâniem, să-l întristăm pe Dumnezeu. Ne va îngrozi și gândul că s-ar putea vreodată să fim așa de necugetați, să dăm un click la un site care nu-i potrivit pentru copiii lui Dumnezeu. S-ar putea, ne-am îngrozit și gândul că l-am putea dezamăgi pe Dumnezeu prin felul în care l-am reprezentat într-o anume situație. Ăsta este omul care are cugetul curat. Cina Domnului este o oportunitate prin care noi ne putem apropia de Dumnezeu. Autorul Epistolei către Evrei spunea, Iisus, prin sângele Lui, ne-a deschis o cale nouă și vie prin care putem intra în prezența lui Dumnezeu. Ne-a arătat acest glorios adevăr, dar a adăugat apoi că suntem chemați să ne apropiem pe această cale de Dumnezeu nu cum vrem noi, nu cum ne place nouă, ci să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. De multe ori poate că vă frământați cu întrebarea cum trebuie să ne pregătim pentru împărtășirea cu trupul și sângele Domnului? Răspunsul, iată, în versetul 22. Îl găsiți în versetul 22. Dacă sunteți preocupați să vă apropiați de Dumnezeu într-o stare după voia Lui, eu cred că acest cuvânt a fost pus aici tocmai ca să ne dea răspuns la această întrebare. Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu inimă curată. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu credință deplină. Trebuie să ne fie curățite inimile de orice mod rău, nepotrivit de a gândi. Și sunt câteva trăsături aici pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Niște cerințe pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Apostolul Pavel, într-o altă împrejurare, vorbea despre deosebirea trupului Domnului. Despre deosebirea acestei sărbători de toate celelalte împrejurări. Negreșit, sărbătoarea aceasta trebuie să implice în viața noastră pregătire. Sunt mulți creștini care nu se pregătesc și cred că pot să vină să întindă mâna. Alții nici nu se mai gândesc
la nimic, nici nu le pasă, că trece cina Domnului pe lângă ei. Sunt credincioși printre credincioșii noștri și aici, în altă parte, care de ani de zile n-au mai întins mâna și nu s-au mai împărtășit și nici nu mi se pare că e un lucru grav starea în care se găsesc ei. Dragii mei, pe Dumnezeu l-a costat atât de mult răscumpărarea noastră. L-a costat cel mai mare preț plătit vreodată în univers. Răscumpărarea sufletului lor, spuneau fiul lui Core în vechime, e așa de scumpă că nu s-ar putea face niciodată. Judecând după valorile oamenilor, nu s-ar fi putut face niciodată. Dar a fost depusă o jertfă, una singură, care ne face desăvârșiți. Binecuvântat să fie Domnul! În dimineața aceasta avem oportunitatea să întindem mâna, să ne împărtășim. Se pune însă întrebarea, cât de mult ne-am gândit noi de-a lungul săptămânii care s-a încheiat, la momentul acesta al întâlnirii noastre cu Domnul. Cât de mult ne-am luptat pentru a ne pregăti. Sunt situații care trec dincolo de puterile noastre, dar întrebarea care se pune este aceasta. Din ceea ce stă în puterile noastre, am făcut tot ce trebuia făcut? Odată mă rugam înaintea Domnului și mi-am dat seama că în rugăciunea mea m-am exprimat greșit. I-am spus Domnului, Doamne, am făcut tot ce am putut și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu mi-a adus în minte gândul că nu m-am exprimat bine și mi-am cerut iertare și am zis, Doamne, adevărul e că n-am făcut tot ce am putut. Am făcut ceea ce am gândit eu că e bine, dar nu m-am luptat unde a ajuns. Veți găsi scris un cuvânt mustător în această epistolă către evrei. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Mă întreb, unde este fratele Iosif, acela care ar fi trebuit să se lupte până la sânge în lupta împotriva păcatului? Unde sunt frații mei care ar trebui să ducă împotriva păcatului o luptă tot atât de intensă? De multe ori abandonăm și spunem, Doamne, numai atât am putut. Ești sigur că numai atât ai putut? Dincolo de puterile tale, va interveni Dumnezeu, te va ajuta Dumnezeu, îți va da putere El, nu te va lăsa. Dar până unde merg puterile tale, Dumnezeu se așteaptă să faci tu. Ai un calculator în odaia fiului tău și poate că e o ispită pentru el. Întrebarea este, cine l-a pus acolo? Cine vrea să vină să-l scoată de acolo? Ai vrea să-l păzești pe fiul tău de ispită, dar nu tu l-ai pus în cameră? Nu tu te-ai gândit cum să-i lașezi, așa fel încât atunci când tu intri în cameră să nu dai ochii cu imaginea de acolo, să fie pus cumva într-o dungă sau cu spatele? Frații mei, surorile mele, trebuie să fim sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu. Ceea ce putem să facem noi, Doamne, ajută-ne să facem. Iar ceea ce trece de puterile noastre dincolo, fă Tu pentru noi. Amin. Am să vă chem să ne plecăm pe genunchi înaintea Domnului și în prima parte a acestei rugăciuni, care va fi o rugăciune comună, să-i mulțumim pentru această jertfă care ne curățește și ne așează într-o stare după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această lucrare care l-a costat pe atât de mult, răscumpărarea noastră. Aș vrea apoi să îl rugăm să ne curățească de orice lucru rău care s-ar mai putea găsi la nivelul cugetului, al inimii. De orice lucru rău pe care poate noi l-am tratat cu îngăduință. Doar El ne poate așeza într-o stare de desăvârșire după voia Lui. În urma acestei rugăciuni, cu fratele Mircea ne vom ruga pentru binecuvântarea zimei și a rodului viței și vor fi împărțite printre noi. Și după rugăciunea aceasta de binecuvântare, cei ce sunt pentru împărtășire, care s-au pregătit și au dezlegare din partea cugetului, rămân pe genunchi să roagă în continuare Domnului. Iar cei ce nu se vor împărtăși, din diferite motive, se vor ridica și vor ocupa locul pe scaun. Să ne plecăm în rugăciune.